Bună ziua! Invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor este domnul deputat Daniel Constantin, fondator al formațiunii politice pro-România. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru! Bună ziua! Mulțumesc pentru că m-ați invitat din nou, da! Domnule Daniel Constantin, aș vrea să începem discuția de astăzi cu un subiect care a acaparat atenția opiniei publice în ultimele 24 de ore. Și vorbesc aici despre întâlnirea pe care doamna Dăncilă a arătat-o, să spun așa, cu președintele Comisiei Europene, domnul Juncker. De ce credeți că nu a mai ajuns doamna Dăncilă la întâlnirea programată? Eram văzut, a ajuns astăzi, cu jumătate de oră mai devreme. Da. Dar de ce nu a ajuns ieri? Nu, acum știți, eu întotdeauna am încercat să am o abordare cât de cât civilizată, diplomată, să încercăm să... Pentru că se uită oamenii la noi și chiar cred că trebuie să înțeleagă ceva. Dar acum vă spun foarte sincer că am depășit, din păcate, în politica internă, orice fel de urmă de normalitate și pur și simplu ne facem de râs. Asta e abordarea pe care a avut-o doamna Dăncilă și ăsta e mesajul pe care l-am transmis și trebuie să-l transmitem ca atare. Ne facem de râs, exportăm practic această incompetență care, din păcate, domină în ultimul an și ceva, un an și jumătate, guvernul României, parcă facem eforturi așa să arătăm și Comisiei Europene că nu avem resurse umane suficiente. Aici nu e vorba doar de doamna prim-ministru, aici e vorba de un mecanism și iată că după ce au luat deciziile pe care le-au luat, e prima dată când se vede rezultatul unor decizii proaste. S-a renunțat la serviciul de pază și protecție, s-a renunțat la oameni în jurul domniei sale profesioniști, sunt numai oameni care nu știu ce făceau pe la partid. Eu vă mărturisesc, știți foarte bine, de ani de zile, că am fost președinte al Partidului Conservator, membru în USL, după aceea cu președinte ALDE, am colaborat cu PSD-ul și am pretenția că îi cunosc pe majoritatea celor care sunt în PSD. Întotdeauna au avut o resursă umană foarte bună și întotdeauna au încercat, cu mici excepții, că întotdeauna există și chestiuni care sunt subiective în abordare, dar întotdeauna au încercat să aducă oamenii de valoare și la nivelul guvernului. Acum, din păcate, probabil că doamna prim-ministru, nu din voința domniei sale, din voința celor de la partid, s-a înconjurat de oameni care probabil nu cunosc aceste mecanisme, ca să spunem așa. Și din motivul ăsta n-am făcut altceva decât să ne facem de râs. Și ieri și astăzi. Ieri că nu a ajuns acolo, iar astăzi că a ajuns primul ministru al României cu 30 de minute mai devreme. Adică a pierdut timpul pentru o întâlnire de 15 minute. Foarte importantă. Astăzi povestea și Victor Ponta în conferința de presă că e prima dată, cred că asta e o informație, prima dată când președintele Comisiei Europene vine în România și nu merge la sediul guvernului. Deci e clar că nu e o chestiune doar de nepotrivire de program. Nu a vrut să meargă la sediul guvernului, probabil din motive pe care le știe domnia sa, probabil că nu agrează un dialog cu guvernul României, probabil că nu e de acord cu ceea ce face guvernul României în ultimul timp și n-a mers acolo. S-a întâlnit la aeroport și acolo ne-am făcut de râs prin prezența sau lipsa doamnei prim-ministru. Asta e realitatea. Putem spune oarecum că a fost și o întârziere voită? A doamnei prim-ministru? Da. Nu, sub nicio formă. De ieri, mă rog. Nu. Sub nicio formă. Cred că doamna prim-ministru a vrut să ajungă acolo, numai că vă spuneam și înainte, o spun și pentru telespectatorii dumneavoastră, și cât Victor Ponta a fost prim-ministru, dar și eu viceprim-ministru, n-am întârziat niciodată la întâlnire oficială, nici în afară, nici în țară. Mi-amintesc chiar că am avut în 2015 vizita noului ambasador Clem în România la Ministerul Agriculturii, printre primele vizite pe care le-a făcut la ministri. Și eram undeva într-o altă parte a Bucureștiului, foarte greu de ajuns la minister în timp util, aveam o altă ședință în altă parte și a fost, cred că, prima dată când le-am spus celor de la SPP, domnule, trebuie să facem tot posibilul să nu întârziem. Am ajuns, exact când cobora din mașină, ambasadorul a intrat pe poarta ministerului, adică au făcut eforturi extra, asta e rolul lor. S-au coordonat și cu cei de la ambasadă, deci astfel de lucruri se pot aranja. Nu ajungi când ai o funcție importantă, nici mai devreme, nici mai târziu. Dacă ajungi mai devreme, celălalt e pus într-o situație delicată, dacă ajungi mai târziu, e lipsă de respect. Cam asta se întâmplă, sunt lucruri, am ajuns, uitați, în loc să discutăm abordarea, summitul celor trei mări. Eu n-am văzut, nu știu dacă dumneavoastră sau trebuie să au văzut ce proiecte importante se discută acolo. Știm cu toții apropo că e foarte asta, important. Dar doamna Dăncilă nu a fost prezentă nici ieri și nici astăzi acolo. Nu știu aici care e protocolul, dacă trebuia să invite președintele eu sau... Eu știu că a fost invitată. Da, nu știu să vă spun lucrul ăsta, dar eu pot să vă spun altceva. Pe mine, ca și cetățean al acestei țări,
mă interesează ce e cu acest summit. Și dacă eram un simplu cetățean, nu cred că înțelegeam. Mi s-a spus că sunt 3 mări importante, 12 țări participante, dar atât, ce fac oamenii acolo? De ce s-au întâlnit? În loc să discutăm de proiecte, pentru că e vorba de proiecte energetice, de interconectare, e vorba de infrastructură de transport, e vorba de dezvoltare de afaceri între agenții economici din cele 12 țări. În loc să discutăm despre aceste lucruri, noi discutăm că doamna Dăncilă nu e în stare să-și țină agenda, ca să spunem așa. Vedeți, asta a reieșit și asta e și în presa internațională, numai în România. Asta este, cum să spun, încă o dată pierdem ocazia. Mi-e teamă, pentru că vizite de genul acesta vom avea, începând cu 1 ianuarie, foarte multe. România va deține președinția Consiliului Europene, 6 luni. Pe fiecare domeniu în parte, o să avem un consiliu de miniștri informal, adică în țara noastră, pe care trebuie să-l organizăm, să-i ducem pe oameni, să le arătăm ce are România mai frumos. Dacă întârziem să-i luăm de la aeroport, dacă sala unde trebuie să organizăm este ocupată de altcineva, dacă nu știu ce se întâmplă pe traseu până acolo, adică mi-e teamă că în anul 2019, dacă am început cu stângul un astfel de eveniment, o să ne facem de râs și mai rău, sau poate că oficialii europeni o să refuze să vină în țara noastră. Asta este, avem ocazii puține. În loc să profităm la maxim, pur și simplu arătăm cu altă imagine decât ceea ce cred eu despre țara mea. Eu cred că avem oameni de valoare, eu cred că avem o țară frumoasă, eu cred că avem un potențial extraordinar, cred că avem creiere extraordinare care pot face ceva nu numai pentru țara noastră, ci pentru Uniunea Europeană, dar din păcate scoatem în fața altceva. Cât de mult ne afectează această gafă care, vedem, nu este singura, din păcate? Cât de mult ne afectează pe noi ca țară? Ne afectează acolo unde România s-a arătat incapabilă în ultimii ani să performeze, și anume pe politica externă. E vorba de imaginea României, e vorba de, până la urmă, nemeritat, dar e o imagine care se reflectă și la zona diplomației, pentru că oamenii sunt întrebați, o să fie întrebați ambasadorii în afară. Dom'le, da, dacă mergem în România, suntem siguri? Sau dacă, știți ce se întâmplă? Când vrem, oficial, când se organizează o vizită a unui ministru într-o altă țară, în țara noastră, sau când se organizează o vizită și la nivel mai înalt, a primului ministru, ambasadorii sunt cei care stabilesc detaliile împreună cu departamentele din ministere, evident. Ambasadorii vor fi întrebați probabil, din păcate, domnule, dar suntem siguri că acolo se poate asigura protecție? Suntem siguri că avem întâlnire la timp? Suntem siguri că nu depășim programul? Că ne așteaptă cineva? Că ne așteaptă cineva la aeroport sau în altă parte. Deci lucruri de genul acesta. În loc să eliminăm toate aceste bariere administrative și să ne concentrăm pe problema în sine, ambasadorii vor fi întrebați și de treaba asta. Ați adus aminte, Adinaur, de un moment extrem de important pentru România, preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene. Cât de pregătit vi se pare că este actualul executiv, în frunte cu doamna Viorica Dăncilă, pentru acest eveniment de maximă importanță, spun eu? Până la acest moment, și sper să mă înșel, până la acest moment, cred că suntem total nepregătiți. Am văzut, sigur, în zona de afaceri europene, acolo l-am văzut pe ministru, se agită, merge, discută, dar atât. Altceva n-am văzut. M-aș fi așteptat să stabilească guvernul României un set de priorități, dincolo de preluarea dosarului la nivel european, în special în Consiliul de Miniștri, unde vor activa. Practic despre asta este vorba. Noi vom coordona consiliile de miniștri, vom conduce consiliile de miniștri, unde va trebui să găsim un consens pe dosarele care vin din urmă vis-a-vis de Comisia Europeană, dar și celelalte state membre. Eu cred că, dincolo de dosare, România trebuie să aibă niște priorități. Dom'le, ce finalizăm? Trebuie să ne punem amprenta. Ce finalizăm pe perioada președinției noastre? Brexit-ul, pachetul financiar, cadrul multianual, sau o reformă într-un anumit domeniu, reforma politicii agricole comune sau altă reformă. N-am văzut ce își propune România și, în afară de ministrul afacerilor europene, vreau să vă spun că n-am văzut niciun alt ministru care să meargă într-un stat membru să spună, domne, România va prelua președinția și aș vrea acordul dumneavoastră pe următoarele subiecte. Am fost ministru 3 ani și jumătate la agricultură, câteva luni la mediu după aceea. Am participat la Consiliul de Miniștri. Am avut șansa, pentru că e o chestiune de o experiență unică, să se finalizeze perioada mandatului meu și politica agricolă comună inițiată de comisarul Cioloș, dar și pachetul financiar 2014-2020. A fost 2 ani de zile aproape de negocieri, nopți pierdute, ultimele luni extrem de intense,
Iar în toată perioada aceasta primeam vizite ale ministrilor care vor prelua peste un an, peste 2 ani de zile și vorbeam despre dosarele în lucru. Așa se face. Mergi să te cunoască oamenii, să prezinți prioritățile tale. N-am văzut nici un ministru să meargă în afară. Asta mi-arată mie, deci n-am vrut să dau un răspuns superficial. Deocamdată cine sunt, uite, de exemplu, domnul Andrușcă. Noi nu prea știm mare lucru. Cred că nici dânsul nu știe. Dar poate cu rectificarea, remanierea guvernamentală ce va avea loc la sfârșitul acestei luni. Eu sper să se remanieze tot guvernul. Da, mă rog, asta e altceva. Mie îmi pare extrem de rău și nu vreau să dau răspunsuri superficiale, pentru că m-ați întrebat dacă România este pregătită. M-am dat doar așa câteva exemple pentru a nu avea doar o abordare politică. Nu este pregătită doar pentru că suntem în opoziție. Nu. Sunt acțiuni pe care trebuiau să le facă. Ministrii și mai ales ministrul economiei, domnul Andrușcă, eu cred că nu își înțelege foarte bine rolul pe care îl are. Economia nu înseamnă doar acte pe care poate le face, da? Măsuri pe care le urmărești în programul de guvernare, mai bifează una. În momentul în care vrei să ai o economie sănătoasă, trebuie să și redai, să dai încredere investitorilor români, dar și investitorilor străini în, în ceea ce înseamnă economie. Până la urmă și pe asta se bazează toată activitatea. Nu l-am văzut transmițând această încredere, nu l-am văzut ieșind nici măcar o dată într-un interviu TV sau în fața dumneavoastră să spună ce proiect are. Deci, nu, ca să fii ministru, este, cred că, nevoie de mai mult, de a fi un specialist, tehnocrat, trebuie să ai învergură. Ca să ai învergură pentru a transmite oamenilor încrederea și să prezinți public proiectele pe care le elaborezi. Unele voci susțin chiar că România ar putea să nu preia președinția Consiliului Uniunii Europene la anul. Există această posibilitate? Nu cred. Nu cred. Ne ducem prea mult. Eu de asta v-am spus că nu vreau să am o abordare doar politică, ci vreau să intrăm și să vorbim lucruri absolut realiste. Nu cred că se va pune problema. România va prelua. Dar, din păcate, nu suntem pregătiți. Nici din punct de vedere guvernamental. Și iată, am avut proba acum cu summitul acesta, că nu suntem pregătiți nici din punct de vedere politic. Eu cred că în astfel de momente importante, cum este summitul, dar mai ales la anul, cum este președinția Consiliului, România trebuie să aibă liniște internă. Toate partidele trebuie să lucreze în același sens, să ne propunem, și cred că aici abordarea PSD-ului trebuia să fie diferită. Dincolo de guvern, guvernul lucrează din punct de vedere tehnic toate proiectele, după aceea trebuia să se vină la nivelul Parlamentului, în comisiile de specialitate, unde se facă un apel la toate partidele politice, ca toate să susțină câteva priorități, să le stabilească PSD-ul, dar să le explice și celor din opoziție și să le susținem cu toții ca pe perioada președinției să nu existe aceste dezbateri. Imaginați-vă ce ar însemna ca în 2019 România să vină cu o propunere, practic guvernul, și cei din Parlament să țipe, că asta este opoziția până la urmă. Dom'le, nouă nu ne-ați explicat, nu e prioritatea României, și să avem o țară divizată în fața partenerilor europeni, jumătate plus 1, adică 50% cât mai are PSD-ul sau cât au cei care formează coaliția PSD și ALDE, 50 ceva la sută din Parlament să fie de acord cu ce spune guvernul, 48-49% să spună că nu e bine. Deci asta este un pericol foarte mare, și dacă nu se vor mișca pe ultimele 3 luni, se explice și Parlamentului și românilor până la urmă ce obiective avem, cred că vom avea o imagine foarte proastă în afară. Sper să nu se întâmple lucrul acesta. Eu înțeleg care este interesul național. Și de asta spun aceste lucruri. Interesul nostru național este ca pe majoritatea proiectelor să existe un consens politic. Dar guvernul e incapabil. Asta e problema. Nu vorbesc doar, ați dat un exemplu poate cel mai elocvent, domnul Andrușcă, sunt mulți alți miniștri. Dincolo de faptul că nu vorbesc limbi străine, nu sunt cunoscuți la Bruxelles. În momentul în care deții președinția, înainte de Consiliu, te întâlnești, faci întâlniri bilaterale cu comisarul, dar și cu celelalte state, ca să-i convingi la un moment dat, pentru că ai nevoie, acolo se fac tot felul de discuții. Mergi și vorbești cu Franța să te susțină pe un subiect, dar îi susții și tu pe altul, pe alt subiect. Mergi și vorbești cu alte state din Europa Centrală și de Est, ca să facem front comun în fața marilor puteri net contributoare. Adică sunt niște lucruri.
ai nevoie de experiență pentru asta. Nu e suficient doar să ai un consilier bun care îți spune, trebuie să ai și credibilitate. Ca să ai credibilitate, omul ăla trebuie să te cunoască. Majoritatea miniștrilor sunt necunoscuți pentru țara noastră. Credeți-mă, urmăresc viața politică, știți. Am câțiva miniștri pe care nu știu cum îi cheamă. Nu e posibil așa ceva. Adică de asta se numește și funcția asta, e ministru, care are învergură, este un exemplu pentru cetățeni, în, cel puțin în domeniul lui. N-avem așa ceva. De asta eu am susținut, neapărat, n-avem obiective. Pro-România se consolidează în momentul de față. Încercăm să creștem, au mai venit parlamentari, o să mai vină, facem proiecte, congres, dar dacă, deci n-avem noi obiective personale să intrăm la guvernare. Dar avem, mă doare sufletul și pe mine ca om care a lucrat acolo, să nu să fim mândri de ceea ce prezentăm în fața partenerilor europeni. Deci asta este problema. Cred că putem mai mult. 2019 este și un an electoral. Urmează două serii de alegeri, europarlamentare și prezidențiale. Acum aș vrea să le luăm pe rând. Pro-România a stabilit vreo listă până în prezent pentru alegerile europarlamentare? Nu, n-am discutat, e de vreme deocamdată. O să avem un congres pe 20 și 21 octombrie, care stabilim conducerea și nu numai conducerea. După cum ați văzut, în ultimul timp, toate partidele și-au organizat congres doar pentru a se alege între ei și atât. Din nou, n-au transmis cetățenilor ceva. Noi vrem să venim cu oferta noastră politică, și ideologia, dar și programul economic, să-l prezentăm, nu numai în congres, dar cu o zi înainte vrem să facem câteva sesiuni punctuale, pe agricultură, pe justiție, pe economie, pe toate domeniile, infrastructură, ce am făcut noi, pentru că sunt mulți care, în Pro-România, sunt mulți oameni care au performat în guvernarea Ponta, sunt foarte mulți miniștri, cred că 7-8 miniștri sunt până acum. Și care, în momentul în care vorbesc, nu spun doar ce vor face, nu încearcă doar să, prin modalitatea în care vorbesc, să câștige încrederea cetățenilor, arată și ce au făcut. Deci vor avea în Pro-România oamenii de ales între oameni care au și făcut ceva, nu doar promit că vor face pe viitor. Și vrem să discutăm cu toți cei care sunt cu actorii din piață, cu ONG-uri, cu patronate, sindicate, să le prezentăm opinia noastră și, sigur, în colaborare cu ei, să definitivăm programul nostru. Dar pentru alegerile europarlamentare, încă de vreme, după congres, probabil că o să începem discuțiile. S-a vehiculat inclusiv ideea că domnul Victor Ponta ar deschide această listă. Dar nu e un secret, a spus-o personal că va deschide această listă, dar nu va merge la Bruxelles. Vrea, prin prezența domniei sale, să gireze lista pe care Pro-România o va prezenta până la urmă românilor pentru Parlamentul European. Că despre alegerile prezidențiale, putem spune că domnul Victor Ponta ar putea fi un candidat la alegeri? Tocmai opusul putem spune. Tocmai opusul putem spune. Cu siguranță Victor Ponta nu va fi candidat. A spus, e opțiunea domniei sale. M-aș fi bucurat să fie candidat, dar nu își dorește acest lucru. Atunci cu ce candidat merge? Avem câteva variante. Cum ar fi? Eu pot să vă spun un lucru. Mă uit pe piață și ce candidați avem, vis-a-vis de ce candidați avem, eu cred că putem să venim cu ceva mult mai bun. Avem discuții cu acești oameni în acest moment. Vom aștepta să se definitiveze celelalte oferte politice și după aceea vom prezenta. Dar eu pot să vă spun altceva. Sigur, sunt realist. Pro-România e un proiect la început de drum. Dezavantajul pe care îl avem este legat de organizare, de structură, dar cu un candidat bun, cred că toate aceste obstacole pot fi înlăturate, ca să spunem așa. Ceilalți candidați, sigur că au niște partide în spate, dacă vom avea un candidat al coaliției PSD-ALDE, atunci sigur că vor avea o organizatorică mult mai mare, dar dacă acel candidat se va numi Călin Popescu-Tăriceanu, eu cred că vom avea un candidat care chiar să-l bată pe domnia sa. Mai ales că eu voi fi foarte angrenat în această campanie dacă domnul Tăriceanu va fi candidat, pentru că această mască pe care dânsul o prezintă poate fi înlăturată prin ceea ce voi spune în campanie, poate fi înlăturată foarte ușor. Ar putea fi Ecaterina Andonescu un candidat al Pro-România la alegeri prezidențiale? N-am discutat acest lucru. Da, n-am discutat acest lucru. Doamna Andonescu cred că poate fi un candidat foarte bun chiar și din partea PSD. Deocamdată este membru PSD. Vom vedea ce se va întâmpla până atunci. Dacă PSD-ul va avea sau nu va avea un candidat, doamna Andronescu poate fi un candidat pentru români, în primul rând, foarte bun.
Ar susține pro-România un candidat al PSD în persoana doamnei Caterina Andruțiu? Intrăm în zona speculațiilor. Deocamdată este membru PSD. N-aș vrea să intrăm în această zonă. Vreau să prezentăm certitudini. În altă ordine de idee, aș vrea să discutăm puțin și despre referendumul acesta pentru redefinirea familiei. Cum se poziționează pro-România pe acest subiect? Cu siguranță subiectul este unul confiscat politic. Și asta este... De ce spuneți asta? Asta este marea mea supărare pe această, pe această zonă, pentru că un demers pornit din zona preoților, un demers pe care l-au semnat 3 milioane de români, este în momentul de față, se încearcă confiscarea lui de către Liviu Dragnea, Călim Popescu Tăriceanu. Eu pot să vă spun că eu, Victor Ponta, cei care suntem pro-România, înainte de toate, înainte de abordarea și de discuțiile publice, noi ne comportăm ca acasă, nu? Ca o familie tradițională. Sensul însă este, dincolo de faptul că este confiscat politic, se vorbește mai mult, abordarea este politică și atunci și oamenii o vor percepe ca fiind un subiect politic și nu altceva, abordarea este oarecum deformată. Pentru că familie, nu poți să spui că ai o familie formată doar dintr-un bărbat și o femeie. Așa cum se... Familia poate fi și o familie monoparentală. Deci sunt foarte multe lucruri care trebuie discutate în profunzime și cred că un astfel de subiect nu poți să-l clarifici la nivel public în 3 săptămâni sau câte mai avem până la eventualul referendum. Eu unul sunt un susținător al familiei tradiționale, dar cred că un astfel de subiect sensibil trebuie dezbătut foarte mult la nivel public. Cât de necesar era acest referendum în această perioadă? Eu cred că referendumul pentru modificarea Constituției, un referendum trebuie făcut cât mai repede. Dacă vreți, unul din... subiectele care au rămas nefinalizate de către Uniunea Social-Liberală. Ne-am propus atunci să modificăm Constituția. Dar Constituția trebuie modificată în mai multe puncte, nu numai în acest punct. Ea trebuie să definească foarte clar numirea primului ministru. Știți că astăzi e o chestiune așa care se speculează de fiecare dată după alegeri și multe alte teme care, atribuțiile președintelui, care în ultimul timp sunt așa luate... De către Parlament sau, mă rog, intră în această luptă politică. Deci, cred că avem nevoie de modificarea Constituției cât mai repede posibil și de aceea cred că atunci când vorbim de un astfel de referendum care are și niște costuri foarte mari, cred că ar fi trebuit să lărgim spectrul discuțiilor și să venim cu o modificare a Constituției mult mai amplă. Pe final, vă rog să ne spuneți care sunt obiectivele pe care Pro-România și le-a impus pentru acest an. Pentru anul 2018. 2018 și câte s-au finalizat, s-au concretizat, să spun așa, până în prezent, pentru că știm mai sunt câteva luni. Ideea de Pro-România, știți bine că a pornit anul trecut. Anul acesta s-a materializat după aproape un an de zile în care am fost contestați în instanță de echipa lui Tăriceanu, de mulți alții. Avem certificatul de naștere, să spunem așa, și cred că cea mai mare provocare din acest an este legată de organizarea la nivel de teritoriu. Eu cred că avem oameni extrem de competenți pe care noi chiar îi punem... Asta a fost, de fapt, ideea Pro-România. Nu funcții pentru noi, nu să fim noi la guvernare, pentru că și Victor Ponta a fost prim-ministru și eu am fost foarte mulți ani viceprim-ministru, ministru, deci nu mai avem neapărat obiective personale. Noi chiar vrem să construim un partid solid în care competența să fie pusă în valoare. Vrem să aducem cât mai mulți oameni valoroși, e loc pentru toată lumea și vrem, și sunt convins, lucrul ăsta deja se vede prin prezența miniștrilor. Cred că am reușit să aducem tot ce a fost performanță, și sigur mai sunt și alți colegi care cu siguranță vor veni, tot ce a fost performanță în guvernarea Ponta 2012-2015. Am plecat de la ideea care a reieșit și din sondaje. A fost cel mai bine văzut guvern din 89 până în prezent. Dar pe lângă acești oameni de valoare, sigur că trebuie să avem și în teritoriu oameni care să țină steagul sus acolo, adică să fie prezenți între oameni, să transmită mesajele noastre, să le multiplice și după aceea să fie atenți la voturi. Eu vă dau un exemplu din ce a însemnat campania în 2014, campania domnului Tăriceanu, de exemplu. Din 18.000 și ceva de secții de votare, au fost 7.000 în care a avut 0 voturi. Adică dacă nu ai oameni peste tot în secția de votare, există
din păcate și astăzi, în România anului 2018, anumite riscuri pe care le știți și dumneavoastră, nu mai intru în detalii. Dar asta cred că e provocarea cea mai importantă, pe de o parte. Pe de altă parte, sigur să avem un număr cât mai mare de parlamentari și mă bucur că am ajuns la 12 parlamentari în momentul de față. Sunt mulți alții care probabil că vor mai veni în perioada următoare. Suntem și atenți, că nu vrem să mai facem, dacă am spus că vrem să facem un partid de calitate, nu mai vrem să facem foarte multe compromisuri pe zona aceasta. Și sigur că rămâne să ne luptăm în continuare la nivelul Parlamentului, să avem grup parlamentar pentru a putea prezenta proiectele noastre și mai bine. Care este, în opinia dumneavoastră, cea mai mare realizare de până acum a formațiunii politice pro-România? Suntem la început de drum. Cred că cea mai mare realizare este că am reușit să creionăm la nivelul conducerii pro-România echipa guvernării Ponta, să spunem așa. Cred că asta este. Adică încercăm să scoatem cu Sorin Câmpeanu, cu Nicu Bănicioiu, cu Mircea Dobre, cu toți cei care au, cu Ioana Petrescu, încercăm să arătăm că nu vrem doar să fim o echipă de politruci. Dacă întrebați în alte partide, și chiar și regret, dar chiar și la ALDE nu se mai pune problema. Acolo cred că nu știți vreun vicepreședinte în afară, nu? În afară poate de domnul Vosganian. Dar acolo nu există decât un om, Călin Popescu-Tăricianu. Dar chiar și la nivelul PSD-ului în momentul de față sunt vicepreședinți niște oameni pe care nici măcar eu nu-i cunosc. Noi asta vrem să aducem, oameni de anvergură, și să-i punem acolo unde merită. Nu să-i dăm la o parte că ne încurcă pe noi în diverse funcții. Pe fondul acestor tensiuni din PSD, au fost oameni care au bătut, să spun așa, la poarta pro-România în ultima perioadă? Pe fondul tensiunilor? Nu, n-aș spune, nu e o abordare corectă să spun așa. Sunt foarte mulți prieteni pe care îi avem în toate partidele și discutăm cu foarte mulți, deci chiar și cu oameni din PSD, care în primul rând își exprimă nemulțumirea vis-a-vis de ce se întâmplă acolo. Dar eu nu vreau să intru foarte mult în zona respectivă. Regret că se întâmplă asta. Eu respect foarte mult PSD-ul în esență și în profunzimea lui. Din păcate, la vârf sunt anumite probleme în momentul de față. Și sunt foarte mulți oameni care au fost înlăturați și din conducere și de la decizie. Că imaginați-vă, în forul de conducere al PSD-ului nu e doamna Andronescu după atâția ani, nu e nici domnul Tudose, din câte știu. Că oameni care totuși au însemnat ceva în istoria partidului, mai vorbesc de domnul Grindeanu care a ieșit cu totul, dar sunt oameni importanți care nu participă la decizie. Nu vreau să-i nominalizez pe aceștia că sunt în discuții cu noi, dar sunt mulți alți oameni de acolo care se întreabă, domne, către ce ne îndreptăm. Partidul în sondaje, dincolo de ce ne prezintă unii sau alții, este clar, foarte jos. Încădere. E în cădere liberă și mulți se îngrijorează că s-ar putea să nu mai atingă 30% în următoarele alegeri. Poate că ar fi un scor important. Nu știu, eu regret lucrul ăsta, pentru că totuși au avut încredere, uitați-vă, au plecat de la 48%. Eu cred că au obținut această cifră importantă pentru că oamenii au făcut o comparație între guvernarea Ponta și guvernarea Cioloș. Și pe fondul ăsta au zis, domnule, parcă PSD-ul are oameni mai buni. Hai să aducem din nou PSD-ul la guvernare. Și s-au trezit, da, s-au trezit cu un alt PSD. Și cu alte care, din păcate, nu există. Acolo nu e decât Tăricianu și obiectivul propriu, altceva nimic. Domnule Daniel Constantin, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și vă mai așteptăm pe la noi. Și eu vă mulțumesc și vă urez succes în continuare. Mulțumim, la fel și eu.